Bună! Ești la Minutul Psi, un proiect al Fancy Club, prin care ne propunem să aducem o contribuție la o informare corectă despre psihicul uman. Astăzi vreau să-ți prezint două concepte cunoscute într-o perspectivă diferită de această dată. Recompensa este considerată de mulți părinți o mită și declară că nu sunt de acord să o folosească în motivarea copilului. În schimb, aplică pedepse sau consecințe cu același scop. În ceea ce privește copilul cu ADHD, însă, lucrurile stau puțin diferit. Recompensa nu este mită, ea funcționează, de obicei pe termen scurt, pentru că are la bază chimia creierului. Să mă explic. Anticiparea unei recompense creează producerea de dopamină, unul dintre neurotransmițătorii care nu se secretă suficient în creierul copiilor cu ADHD. Prin stimularea creierii de dopamină, ajutăm la funcționarea cortexului prefrontal, astfel încât copilul să poată stea liniștit, să fie atent, concentrat. Dar anticiparea unui rezultat negativ, acea amenințare sau consecință, nu creează dopamină. Iar fără dopamină, această zonă din creier nu funcționează corespunzător. Majoritatea adulților le este greu să înțeleagă acest lucru, deoarece consecințele, amenințările sau pedepsele funcționează asupra noastră. Ca de exemplu, ne prezentăm la serviciu la timp pentru că nu vrem să fim concediați. Scoatem gunoiul din casă pentru că nu vrem să dea pe din afară. Ne culcăm în loc să mai vedem încă un episod pe Netflix pentru că nu vrem să fim obosiți a doua zi. Umplem rezervorul de benzină pentru a nu rămâne blocați în călătoria noastră mai lungă de concediu. De ce funcționează acest lucru pentru noi, dar nu pentru copiii cu ADHD? Atunci când un adult ia în considerare consecințele, aceasta implică o parte a creierului numită, cum vă spuneam, cortex prefrontal. Acesta este responsabil pentru gândirea critică, pentru cântărirea informațiilor provenite din alte părți ale creierului, cum ar fi de la amigdală, considerată centru fricii, dar și al altor emoții, și pentru descifrarea variantelor posibile, abstracte ale unei situații și nu doar a celor de alb-negru și foarte imediate tangibile. Cu alte cuvinte, cortexul prefrontal va opri un adult de la a mânca o prăjitură cu ciocolată noaptea târziu, gândindu-se la imaginea jenantă a colăceilor de pe abdomen. Dar cortexul prefrontal nu își atinge capacitatea operațională de plină decât până la vârsta adultă, adică pe la 24-25 de ani. Deci este posibil ca informațiile din amigdală, cum vă spuneam, centrul emoțiilor, să nu fie descifrate corect, provocând răspunsuri iraționale, cum ar fi crizele de furie. Până în adolescență, gândirea din copilărie variază de la senzoriomotorie la preoperațională și apoi operațională concretă. Acestea sunt faze ale dezvoltării gândirii descrise de Jean Piaget, care ne arată că un creier în formare este în mare parte prelogic și egocentric, capabil doar de variante în alb și negru și axat pe realitate imediată și tangibile. Cu alte cuvinte, un tort de ciocolată vreau chiar acum. La copiii cu ADHD, să vedem! Ceea ce știm despre creierul ADHD folosind scanări PET și imagistica prin rezonanță magnetică este că ei au cortexul prefrontal și mai puțin dezvoltat, cu până la 3 ani. Și de asemenea că este mai puțin stimulat decât la copiii neurotipici din cauza lipsei anumitor neurotransmițători. Cu alte cuvinte, gândirea operațională formală, cel mai matur stadiu al gândirii, este și mai amânată. Acest lucru înseamnă că un creier cu ADHD nu dorește, ci este absolut incapabil să conceptualizeze amenințarea abstractă de a pierde acel privilegiu prețuit, de exemplu acel joc video sau jucăria preferată. De aceea, în cazul lor, se încurajează folosirea recompenselor până la interiorizarea motivației pentru activitatea respectivă dorită de părinte. Părinții se luptă uneori cu asta pentru că simt că își mituiesc copiii să se comporte frumos. Recompensele nu trebuie să fie obiecte scumpe și tangibile pentru a fi eficiente. Pot fi cuvinte încurajatoare de la cineva semnificativ, părinte, profesor sau un prieten. Poate să fie timpul petrecut cu o persoană dragă sau timp suplimentar pe ecran. Pur și simplu trebuie să fie ceva semnificativ pentru copilul tău.
Dacă tot se simte ca o mită, luați în considerare și acest lucru. În timp ce amenințarea de a fi concediat vă poate face să ajungeți la timp la serviciu, cortexul vostru prefrontal încă mai are o așteptare concretă că veți fi plătit pentru că vă faceți treaba. Deci, cu alte cuvinte, un fel de recompensă. Accesul la gândirea operațională mai matură într-un cortex prefrontal subfuncțional este o muncă grea pentru copii. Recompensându-i, îi învățăm pe copiii noștri că munca grea dă roade, iar în timp, motivația exterioară poate deveni una internă mult mai puternică. Eu îți mulțumesc că m-ai ascultat și astăzi, îți doresc înțelepciune și inspirație în creșterea copiilor. Pe curând! Abonează-te chiar acum la canalul nostru pentru a rămâne la curent cu cele mai utile și interesante informații din domeniul sănătății mentale. Intră pe site-ul nostru famsiclub.ro. Urmărește-ne și lasă-ne un like sau un comentariu pe pagina Famsiclub pe Facebook și Instagram.